Salut, sunt Andrei Bordian, un tânăr activist civic care împreună cu alți tineri ne-am propus să realizăm reportaje de investigație despre problemele cu care se confruntă locuitorii raionului Rezina. O facem în interesul cetățenilor, fiind convinși că doar prin eforturi comune vom găsi soluții la problemele care ne vizează pe majoritatea dintre noi. Ne-am propus astfel nu doar să discutăm problemele și să scoatem la iveală neajunsurile, dar să căutăm împreună și soluții. De această dată am lansat o petiție online prin care le cerem autorităților să asigure mai multe toalete publice în orașul Rezina. Chiar dacă nu ne place și preferăm să nu discutăm acest subiect, necesitățile fiziologice, dar și mirosul neplăcut ne dau de știre că problema există ori de câte ori ieșim în oraș. La intrarea în orașul Rezina, în acest loc, oamenii așteaptă transportul de ocazie. Atunci când au necesități fiziologice, se duc la toaleta fostei școli de muzică care se află în imediata apropiere. Clădirea este în paragină, iar de toaleta din curte nu mai are nimeni grijă. Deși este murdărie și miros insuportabil, oamenii intră aici și se descurcă așa cum pot. E că un toalet n-am unde mă duc. O să mă duc eu acum la toaletă. N-am unde mă duc. Ei, după asta nu numai în Rezina, domnilor, asta înțeleg din toată Moldova. În piața comercială din orașul Rezina există o singură toaletă publică. Aceasta funcționează și oferă servicii contra taxei de 2 lei. Clădirea noi plătim chirie la Moscou, nu e noastră. Și nu putem investi bani să facem reparații. Am făcut o schiță de plan să construiesc alte ceva. Am trecut toate instanțele și am ajuns la Agenția de Sănătate Publică și mi-a dat refuz. A spus că din cauza că este bloc alimentar, nu ne dă voie să construim liceu. Vânzătorii și cumpărătorii râvnesc la o toaletă cu condiții mai bune. Este lavor, este săpun, am văzut. Așa. Dar n-am fost niciodată. Dar de ce? Păi eu cu vărtare de acolo, la policlinică. Uh-huh. Așa tare curăță între și mă închip. La gară unde se poate dus. La gară cu 2 lei, da? Da. Dar este o liceu și în piață? Tot 2 lei, este locul 2 lei. Deși în incinta gării auto din Rezina este o toaletă, unii preferă să nu achite taxa de 2 lei și să-și facă necesitățile fiziologice într-un loc dosit din preajmă. Degeaba nu chip să fii în toaletă, degeaba. Eu ca tare aici la liceu nu mă duc. Eu am grijă, noi avem în garaj și eu aici vin numai 20 minute și n-ajung la liceul lor, dar așa, eu n-am intrat acolo, mă tinca am o bucată de an. Chiar am fost cu o jumătate de urmă, am fost în liceu și n-aș zice că așa e de rău. E spălat, e grijă, da? Da. O toaletă publică ar fi necesară chiar în centrul orașului Rezina. Nu toți au acceptat să vorbească în fața camerei, dar au confirmat că problema există și aceasta necesită a fi soluționată. Când sunt la piață, mă duc la liceu la piață, acolo este. Dar la policlinic de-am n-avem treabă, că acolo nu se dă voie. Dar aici prin oraș nu sunt toalete publici. Nu, e o problemă asta? E o problemă, da. Eu mă stăruiu să acasă, că eu trebuie să răzine aici. Mă stăruiu acasă. В центре города вот человек вышел, куда-то пошел, нету. Ну вот, допустим, я сейчас захотела, куда идти? Караул? А наши ни о чем не думают. Загнали, мол, темпу и ауринин организм, дочего инфекции уринари, севери, шла модификарю инфекционара нормара ареникива, шакеева уринар, жидеища, а где мульти проблеми в старой санатеции. Și dacă este în liceu public și nu sunt create condițiile pentru respectarea igienii, mă apar și infecțiile, boiuri de aici, acute și alte infecții. Făcând un singur liceu, trebuie să ai și personal care să aibă grijă de dânsul. Și în care stadii de personal să-l fac? La șini. Că dacă am să-l punem să coste vreo 5 lei intrarea în liceu, gata, nu mai vine nimeni. Să duc sub bradă, cum să duc eu. Adică întrebarea de mine a fost studiată. Să fac show, PR dintr-un liceu, chiar nu vreau.
am lansat o petiție publică pe pagina de Facebook Rezina în Obiectiv. Dacă încă nu ați semnat această petiție, vă îndemnăm să o faceți prin doar câteva clicuri. Astfel solicităm autorităților să identifice spații pentru construcția toaletelor publice ce ar fi dotate cu grupuri sanitare și persoane de serviciu. Aș fi vrut să vă dau exemple de localități îndestulate cu toalete publice, dar se pare că această problemă persistă în întreaga țară, inclusiv la Chișinău. Sperăm că Rezina va fi primul oraș exemplu în care această problemă va rămâne în istorie. Mulțumesc pentru atenție! Acest produs este realizat în cadrul proiectului New Media Incubator, o inițiativă a Fundației Soros Moldova. Punctul de vedere al autorului nu coincide neapărat cu opinia Fundației Soros Moldova. Autorul este responsabil pentru corectitudinea celor expuse.